mulți ani pe anul acesta. Vă mulțumesc că ați venit în casa noastră, gazdelor care au venit pentru prima dată aici. Sărbăm zilele acestea, nu mâine, poi mâine, îl sărbăm pe Mihai Eminescu, poetul nostru național. Cu această ocazie, noi, din suflet, pentru sufletul dumneavoastră, am pregătit un mic spectacol pe poeziile, vom recita, vom cânta și sperăm să vă ajungă exact acolo, în centrul sufletului dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos și o lăsăm pe doamna Doina Bornaz să prezinte dumneaei spectacolul, așa cum știm, cum știe dumneaei de fapt, și noi încep treptat ne vom face, vom da ce avem noi mai bun, sperăm. Mulțumesc frumos! Luceafărul poeziei românești, Eminescu. Și ca un moto al acestui spectacol, să dăm cuvântul luceafărului. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la dorinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra fanicelor colți ia pasul și îndreaptă, lângă fereastră unde colți, luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străduce, pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata, el iar privind de săptămâni îi cade dragă fata. Cum ea pe poate-și răzuma visând ale ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se duple. Și cât de viu s-aprinde el în orși care sară, spre umbra negrului castel când ea o să-i apară. Și pas cu pas pe urma ei alunecă în odaie, ce sunt cu regile-i scântei o mreajă de văpaie. Și când în pat se întinde drept, copila să se culce, ea atinge mâinile pe piept, îi închide geana dulce. Și din oglindă luminiș, pe urmii se revarsă, pe urmii mari cântând închiși, pe fața ei întoarsă. Trăind în cercul vostru strâng, norocul vă petrece, și eu, în lumea mea, vă simt nemuritor și rece.
nepereche, care ne-a unit și ne unește pentru că el reprezintă unitatea de limbă a românilor, a tuturor celor ce se simt și cred românește. Și îmi doresc din toată inima să vă delectați cu poeziile și melodiile care sunt scrise pe versurile poetului nepereche, Mihai Eminescu. Noi vom lăsa să curgă alene navale spectacolul și vom puncta din când în când întâlnirea cu poetul, omul și minunatul maestru în arta rimei și a ritmului. Eminescu a existat cu adevărat prin poezia rugăciune închinată divinității, ne aduce foarte aproape sufletul de ceea ce credem și gândim și simțim atunci când pășim alene, agale, cu statornicie în sfintele noastre biserici. Rugăciune. Creasa alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne vântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea-ți adorata asupra ne coboară, o Maică preacurată și pururea Fecioară Marie. Noi, ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor luceafărului mărilor, ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri. Cutremur proprii, e cam în minte să te am,
și încep să te apropii. Și dacă stele bată în lac, adâncul iluminându-l, e ca durerea mea să împac, înțelenându-l gândul. Și dacă norii deși se duc, de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Să-mi dai o zi era aleași.
Când cu gene ostenite Sara suflă în lumânare, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărar. Căci perdelele într-o parte când le dai și-n odaie luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie, ea din noaptea amintirii o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca în vis pe toate. Lună tu, stăpâna mării, sub alunii boltă luneci și gândirilor din viață suferințele întuneci. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta, fecioară, și câți codri ascund în umbră strălucire de izvoară. Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate când plutești patele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină liniștita ei splendoare. Și din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca-n vis pe toate. De foarte mult doamna Paula Grosu felul cum recită și cred că a întruchipat oarecum toată gândirea și toată credința marelui poet. Nu degeaba Eminescu s-a născut dintr-o mamă care, la bătrânețe, a primit un mare dar care îl primesc pusnicii, poate unul la un milion, darul lacrimilor. Dar al lacrimilor din dragoste și pentru Dumnezeu. Într-adevăr, această poezie mi-a confirmat ceea ce am simțit eu la marele nostru poet. Iubirea lui nețărmurită față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi oamenii. Pentru că, așa cum am descoperit și în această sfântă poezie, Hristos, într-adevăr, a fost întruchiparea Dumnezeului în istorie, pentru ca umanul, istoria, să ajungă la dumnezeire. Ăsta este secretul vieții noastre. Și, într-adevăr, Eminescul e un dar al rugăciunii părinților. Nu aveam